Haos în cel mai mare oraș din nordul Angliei, în Leeds. O mulțime violentă a răsturnat o mașină de poliție, a spart geamuri și a incendiat un autobuz etajat. Totul ar fi degenerat după acțiunea unor lucrători sociali pe o stradă situată la aproximativ un kilometru de centrul orașului. Deși forțe importante de poliție au fost mobilizate pentru calmarea spiritelor, numărul agenților a fost depășit de mulțimea protestatarilor violenți. Aceștia au atacat cu diverse obiecte mașinile forțelor de ordine. Haosul a fost declanșat de o minoritate criminală cu intenția de a perturba relațiile din comunitate, a transmis Departamentul Regional de Poliție. Șefa Ministerului de Interne s-a declarat îngrozită de scenele surprinse de martori și de ceea ce poliția a descris de drept focare de dezordine. Autoritățile locale le-au cerut oamenilor să rămână în casă.